generația din care fac eu parte, noua generație de tineri, ca să zic așa, și dorește beneficiile astea. Mi se pare un curaj așa uimitor de a lupta pentru drepturile noastre și de a spune nu, asta nu-mi place, nu, asta nu e potrivit. Și jobul, din câte observ, nu mai este mă duc la muncă să câștig un salariu, ci mă duc la muncă să fiu fericit. Mă duc la muncă să am realizări, mă duc la muncă să am un statut mai înalt, mă duc la muncă să mă dezvolt emoțional și acum nu știu că atunci nu eram născută, dar cât de prezentă era componenta asta despre care vorbesc acum poate 10, 15, 20 de ani și cred că asta internship-uri noi pentru că angajatorii, cred că mai ales multinaționalele s-au adaptat la acest nou trend.